Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video, eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vin cu răspunsul pentru video anterior legat de ce cablu trebuie să utilizăm într-o situație ca cea menționată de mine și anume era vorba despre un circuit care pleacă de, din tablou unei case mai mari bineînțeles trece prin zidărie, trece aparent pozat prin exterior trece prin beton, prin pământ, prin apă, iarăși prin beton și bineînțeles ajunge într-un alt tablou mai micuț. Trebuie ca acest cablu să acopere toate, să aibă caracteristici și să acopere toate protecțiile respective. Am primit foarte multe răspunsuri, eu o să vin cu răspunsul meu. Dacă considerați că voi aveți alte alternative, mai ales pe simplu fapt că eu pe partea de cabluri românești, nu prea am găsit alternative, nu prea am găsit certificate de conformitate și uh, declarații de performanță decât uh, ceva de genul, uh, să zicem așa, cabluri care vin din zona feroviară sau uh, mai avem o variantă prin care găsești pe internet descrierea unui cablu, dar de fapt nu e descrierea unui cablu, ci e o ramură de mai multe cabluri și practic la descriere o să-ți o să-ți dea toate variantele, pentru că fiecare cablu are câte o caracteristică și a făcut un fel de compot, așa? Nu, eu am ce am căutat, am căutat certificate de conformitate date de către producători și bineînțeles pentru cazul nostru, deci pentru instalații fixe, de aici am plecat, nu pentru instalații industriale sau altceva. Practic am zis ok, haide să vedem ce cablu ar trebui să utilizăm. De aici am plecat și bineînțeles am, a trebuit să verific fiecare punct. În altă ordine de idei am făcut mai multe simboluri pentru a vă ajuta să înțelegeți caracteristicile cablului, de altfel se și deduc după, după poze. Practic am făcut pentru să înțeleagă cei care sunt la în început de drum caracteristicile mai exacte prin anumite simboluri, să zicem așa, cu poze sugestive. În cazul de față, după cum v-ați dat seama, e vorba despre uh, posibilitatea ca acest cablu să fie tras prin pământ, apoi uh, care poate fi tras prin apă, apoi care poate fi băgat uh, direct în beton, apoi prin uh, zidărie, care are caracteristicile de a rezista la uh, efectele chimice ale materialelor din care sunt făcut, este făcută uh, zidăria. Bineînțeles, în cazul în care îl pozezi prin exterior, trebuie să reziste la ultravioletele de la soare. În cazul ăsta, simbolul reprezintă faptul că acest cablu poate fi manevrat și se poate lucra cu el până la, de la minus 5 grade Celsius. Deci, practic, e vorba de mobilitatea acelui cablu. După cum observați aici, este vorba despre întârzierea propagării focului și aici, bineînțeles, după cum știți din descriere, înseamnă că în momentul în care cablul intră în contact cu focul, să nu propage flacăra, de altfel să nu, să nu se extindă. Încercarea este să, să reziste la, cum, după cum știți, E30, 60, 90. Deci să, să nu ia foc, în 30 de minute, 60 de minute, 90 de minute. Dar pentru asta o să vreau să fac un alt video dedicat cu așa ceva, ca să vă spun exact în detaliu ce și cum. Aici avem un simbol care reprezintă cât de mult se încălzește cât de mult poate, poate să se încălzească un conductor de altfel, după cum vedeți, este maxim 70 de grade Celsius și am făcut și un exemplu simplu ca să vă dați seama cum ar ajunge conductorul la temperatura de 70 de grade, poate chiar mai sus în cazul nostru am spus că avem un să zicem un circuit trifazic cu o protecție de 32 de amperi un cablu de 5x4 și un consumator de 25 de kW după cum vă dați seama, acest consumator de 25 de kW va absorbi un curent foarte mare și bineînțeles cablul se va încălzi. În cazul nostru, de asta am făcut și acest exemplu, pentru a vă da seama că, bineînțeles, nu va rezista. Practic, conductorul acestui cablu va crește mai mult de 70 de grade, poate chiar peste 90 de grade și atunci nu e bine deloc pentru că își pierde din proprietăți. Dar bineînțeles o să facem tot felul de video și o să atingem și punctul ăsta foarte important. Așadar, după cum observați, avem aici tipul de cablu cu simbolurile de sus și începem să analizăm fiecare cablu pe care l-am descris mai devreme. De altfel, în episodul anterior am dat câteva exemple pentru cablurile de instalație fixe care se pot utiliza în instalații fixe și după cum observați, CYYF nu poate fi pozat în pământ, poate fi lăsat în apă, nu poate fi uh, băgat în beton sau în tencuială, deci practic nu rezistă la substanțele chimice pe care le, le conțin aceste materiale, are întârziere la propagarea focului, conductorul rezistă până la maxim 70 de grade Celsius, în cazul de față poate fi manevrat la uh, minim uh, 5 grade Celsius, nu rezistă la ultraviolet. Apoi avem CY-BY care poate fi pozat prin pământ, nu poate sta prin apă, nici prin beton, nici uh, prin zidărie. Cum am și spus și la cy -Y -F, la fel uh, nu rezistă la compuși chimici a acestor materiale, are întârziere la propagarea focului, Conductorul la fel, maxim 70 de grade, se poate poza la minus 5 grade și nu rezistă la ultraviolete. Același lucru se întâmplă și în cazul acy B, practic e același cablu doar că uh, conductorul este din aluminiu. Apoi avem NYMJ care nu poate fi băgat prin pământ, poate fi pozat prin apă poate fi prozat prin beton, mare atenție aici că nu e betonul vibrant, nu poate fi pozat prin betonul vibrant, de altfel am pus OK doar pentru simplu fapt că are caracteristici că simplă, dar bineînțeles când vom discuta mai în detaliu legat de anumite caracteristici o să vreau să pun accent și pe partea asta pentru că și betonul diferă în funcție de mai mulți factori, o să ajungem și acolo poate fi băgat prin, prin zidărie. La fel are caracteristici de întârziere a propagării focului. Maxim 70 de grade Celsius. Se poate manevra, se poate lucra cu el la minus 5 grade. Dar nu rezistă la UV. J acoperă toate, cele, toate aceste caracteristici, de astfel v-aș se da seama că el este singurul de altfel o să și observați că după ce termin cu asta o să continui cu descrierea acestui tip de cablu care este și NYYJ sau o Unul, cel cu J are conductorul de protecție, cel cu O nu are, o să vă explic imediat ce și cum. Apoi avem N2XH care la fel nu poate fi pozat prin pământ, poate fi băgat prin apă, nu rezistă în beton sau în zidărie, are uh, întârziere la propagarea focului, maxim 70 de grade, uh, minus 5 grade se lucrează și bineînțeles nu rezistă la ultraviolete deoarece are alt tip de manta, nu este din PVC. Dar când o să ajungem la descrierea acestui cablu o să vedeți cât de tare e acest cablu. Mă rog, uh, trecem mai departe. Așadar, cum ați observat, cablul care se poate uh, utiliza în acest caz este NYYJ uh, sau NYYO. În afară de aceste caracteristici, trebuie să știți că acest cablu se utilizează la nivel european, deci practic respectă normele europene și bineînțeles uh, este, uh, ar, este standardizat sub uh, VDE. Cine e curios poate să caute să vadă uh, mai multe detalii pe toate site-urile de profil. O să găsiți internetul plin cu detalii despre acest cablu, mai puțin despre cablurile noastre, nu știu care e ideea. Aici avem uh, cam care, uh, cam din ce culori este compus uh, conductoarele acestui cablu. După cum observați, în cazul NYJ, o să observați că avem uh, cu galben verde cu conductorul de protecție. În cazul 3 avem galben verde albastru-maro, apoi avem galben verde maro-negru-gri, apoi avem galben verde albastru-maro-negru. În cazul cu 5 fire avem galben verde, albastru-maro-negru-gri. La cel cu NYO Practic, după cum observați, a dispărut galben-verde, iar la un singur conductor avem galben-verde, poate, să fie, poate să fie albastru sau cele trei faze poate să fie ori baro, ori negru, ori gri. Trecem mai departe, construcția cablului, după cum observați, are mantaua exterioară, apoi mantaua interioară, apoi protecția conductoarelor și, bineînțeles, conductorul. Le luăm invers, conductor de cupru rotund, unifilar, clasa 1, conform din VDE 0, 0295. Apoi avem izolații din PVC tip T1, conform din EN50525 liniuță 1, mă rog, nu mai contează, astea le căutați voi. Conductoarele izolante sunt răsucite concentric împreună, culoarea conductoarelor izolate este conform VDE. Înveliș comun din amestec de PVC, conform din VDE, la fel, vedeți, toate sunt cu trimiteri către VDE. În cazul în care uh, nu vedeți anumit VDE, sigur le găsiți în momentul în care vă mai documentați și voi. Mantaua exterioară de PVC tip TM1 conform din VDE, deci vedeți, toate sunt cu trimiteri la VDE, cu trimiteri la standarde, deci practic este un cablu care ar trebui să respecte tot ce s-a specificat mai devreme, câteva date tehnice luate din descrierea unor producători de cabluri. De altfel, după cum observați, cablul de forță și control în conformitate cu VDE, iarăși trimitere către standarde, izolația și materialul de umplutură din PVC termoplastic. Domeniul de temperatură pentru traseele mobile, ceea ce vă spuneam eu, de la minus 5 grade Celsius până la 50 de, plus 50 de grade Celsius, deci aici pot să lucrez cu el liniștit pe traseele fixe de la minus 30 de grade Celsius până la plus 70 de grade Celsius. Deci aici, după ce l-ai pozat, el rezistă liniștit de la minus 30 până la plus 70. Tensiune nominală de la 0,6 la 1 kV. Tensiune de încercare 4 kV. Solicitare la tracțiune maximă admisibilă cu un tub varniș pentru conductor de cupru, 50 de Newton pe milimetru pătrat. Sarcină maximă conform, iarăși, din VDE 0298, secțiunea 4. Raza minimă de curbură pentru un singur conductor aproximativ 15X, fi cablu. Pentru mai multe conductoare aproximativ 12X, fi cablului. Materialele folosite sunt fără silicon și fără cadmiu și nu sunt dăunătoare pentru mediul conjurător. La structură, conductorul din cupru, Conform din DNE 0295 clasa 1 sau clasa 2 cu cupru masiv, sau cu conductor, conductoare torsadate conform IECS 60228 și HD 603.1. Izolația conductoarelor din PVC, conductoarele sunt torsadate concentric, conductoarea de, cup, de culoare conform din VDE, ceea ce vă povesteam eu cu culorile lor, mantaua exterioară din PVC de culoare neagră. Deci unul dintre lucrurile care le diferențiază față de CYYF, de, de altfel o să observați că mai mulți spun că CYYF are același caracteristici ca NYYJ, e greșit, dacă vă documentați puțin mai mult o să vă dați seama că nu este același cablu, practic ne legăm de ceva, dar o să vă dați seama că e altceva. PVC autoextinctor și ignifug verificat prin metoda B conform VDE 0472 partea 804 și IEC 60332 liniuță 1 Utilizare Cablu de alimentare cu energie electrică pentru montare în aer liber, pentru montare în subteran, în apă, interior, în canale Cablu la centrale electrice, la dulapuri electrice din instalațiile industriale la rețele de distribuție energie electrică, unde nu există deteriori mecanici. Se va acorda atenție standardul din VDE 0298 partea 1 și 0276 partea 603. Tensiunea maximă admisibilă, sisteme de curent continuu 1,8 kV, sisteme de curent alternativ 1,4 kV, ambele conductoare izolate sisteme monofazate 0,7 kV, un conductor împământat, sisteme trifazate, 1,2 kV, cu conductor concentric și cu o secțiune de 240 de mm pătrați și chiar mai mult, 3,6 kV. Asta fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că nu v-am plictisit, dacă aveți certificate de conformitate mai multe de la echipamente, de la cablurile românești, Aș vrea să mi le trimiteți, poate totuși am greșit uh, la anumite caracteristici. Aș vrea să mă completați voi dacă într-adevăr am greșit undeva, nu știu. Eu ce am și ce am găsit și ce am cerut uh, producătorilor, furnizorilor mei, cam uh, asta am primit, dar uh, mă rog, ce am fost atent la detalii și mi-am dat seama că ori erau uh, cu specificații și trimiteri către cabluri de comandă, ori care aveau trimiteri către faptul că erau pentru utilizare în alte părți decât cele legate de instalațiile fixe, instalațiile civile și bineînțeles alte cabluri, poate știți alte cabluri care se utilizează în, în, în instalații fixe mare atenție, în instalații fixe și care se utilizează și la noi în România de altfel am văzut răspunsurile voastre și practic mi-am dat seama că așa cum credeam toată lumea se gândește la simplu fapt că dacă cablul vine îngropat în pământ trebuie să aibă caracteristicele cablului CYKBY care are protecție mecanică se pare că și cablul NYYJ se poate trage fără probleme în pământ și are uh, protecție mecanică, așadar uh, consider că am fost cât de cât explicit și aștept opiniile voastre cu răspunsurile voastre și uh, sper să ne vedem curând la următorul episod. Până data viitoare, fiți pe fază!